Nimeni nu-i mai presus de om. Orice om care respiră moare, orice om care trăiește moare, orice om care e deștept sau prost sau cult sau incult moare și noi suntem egali. Pământul egalizează tot. În fața morții noi una suntem. Numai că poți să-ți lași în lume un titlu de om nobil, un titlu de om ticălos, un titlu de om libidinos, un titlu de om mizerabil sau un titlu de om gospodar. Astea noi hotărâm. Aici nu mai e de vină nimeni. Depinde din ce categorie vrem să ne încadrăm. Și atunci, dacă tu ți alegi categoria pentru care te străduiești să-ți pictezi icoana viitorului tău, pentru că așa ți-e duci copilul, așa ai fost tu educat de mama și de tata, așa ai fost educat de școală, așa ai fost educat de principii. Vedeți, noi când nu ne iese ceva, imediat dăm vina că poporul e nepriceput, poporul nu știe. Poporul știe de toate, dar stă în banca lui. Toată lumea știe de toate, dar stau în banca lor, pentru că toată lumea este omul păcii. Lumea dorește liniștea pe pământ. Nimeni nu-și dorește tulburare. Dacă arunci o bombă în capul celuilalt, tu nu ai nicio satisfacție, ai omorât niște oameni. Dacă ea ți aruncă ție o bombă în cap și mor niște oameni, ei n-au nicio satisfacție. Au omorât niște oameni. Deci, asta este principiul după care lumea se guvernează. Al liniștii și al păcii, că asta dorește și Dumnezeu. Și noi nu trebuie să trăim în teroare și în frică. N-au decât să-și pună cipuri de la vârful degetului, de la picior până în vârful capului, să se tixească toți de cipuri cât ori vrea. Atâta timp cât n-am ce să ascund și n-am de ce să mă tem, că încep explicațiunile. Interesant că nu avem teologi în dogma Sfintei Treimi, nu avem teologi în materie de pocăință, nu avem teologi în materie de cuvântul lui Dumnezeu, deci de teologia cristologică, dar în schimb avem foarte buni explicatori ai cipului. Cum ți-l bagă în cap și de la distanță, satelitul te perturbă și îți schimbă mintea. Mă lași cu prostii de genul ăsta? Dar de cine ai învățat tu din teologie că în momentul în care te împărtășești îți schimbă Hristos mintea? Din momentul în care te rogi îți schimbă Dumnezeu mintea? Din momentul în care postești îți schimbă Dumnezeu mintea? Din momentul în care mergi la biserică îți schimbă Dumnezeu mintea? Din momentul în care citești psaltirea îți schimbă Dumnezeu mintea? Asta nu se vede. S-au aruncat toată lumea. Toată lumea este cultă și deșteaptă. Toată lumea știe politică, toată lumea știe teologie, toată lumea știe dogmă, toată lumea știe sinodalitate, toată lumea știe economie, toată lumea știe politologie, toată lumea știe sociologie, toată lumea știe psihologie, toată lumea cunoaște, bă, asta cum se cheamă, spurcăciunea asta care tot o vehiculează oamenii și eu după ea, vin într-o zi una la spovedit și spune, părinte, eu sunt zodia caprea, țapului, eu știu, avea o zodia acolo, doamne, lasă-mă, ta spune mie dacă te-ai rugat și dacă ai postit, îmi spui zodia, că eu nu zodia o caut acum, asta te duci la astronomul tău să-ți o facă. Nu, dar să știți că eu sunt o femeie foarte așa, zic că ai sânge de vipere, stai în banca ta, în sensul că nu se potrivea zodia cum îi mergea melița. De ce vă spun lucrurile astea? Noi trebuie să ne construim singur temelia duhovnicească. Un om echilibrat nu face mult zgomot. Un om credincios nu face mult zgomot. Un om adevărat și muncitor nu face mult zgomot. Un om valoros, și asta n-am citit-o de la mine, am găsit-o la Iorga și la Țuțea, două somități, au spus așa. Un om valoros îl vei găsi întotdeauna înconjurat și îmbrăcat în haina modestiei. Noi astăzi, dacă ne uităm în jurul nostru, după ce aleargă lumea? După imagine și personalități. Toți vor să fie personalitate. Singura personalitate în toată istoria lumii este Iisus Hristos, care a marcat istoria de la Hristos și până la Hristos. El a întors și timpul, El a îmblat și prin istorie, El a schimbat sensul istoriei, pur și simplu, L-a scos din moarte la viață și de pe pământ la cer. Hristos a venit în lume și a schimbat întunericul cu lumina, Hristos a schimbat răul cu binele, Hristos a schimbat moartea cu viața, Hristos a schimbat fapta rea cu fapta bună. Este singurul care trebuie apreciat. Luați-L din model și să nu ne pierdem timpul în porcării inutile și deșarte nefolositoare.